în aceste momente în legătură directă cu steliștii este doamna senator Diana Șoșoacă Sărutmâna. Mai era un pic și vă spuneam bună dimineața. Sărutmâna, vă mulțumim tare mult. Vă mulțumim tare mult pentru că sunteți alături de noi. Ca am făcut, vorbeam cu Romeo Creangă din Iași, spre exemplu, despre... Da, din circunscripția mea. Exact, exact. Sunt mesaje pro Diana Șoșoacă la greu aici, de când am auzit că o să credeam intrați. Credeam că mă înșură cineva, că eu m-am obișnuit să mă înșure multă lume. Da. Romeo, te rog, deschideți microfonul. Spune-i doamnei Diana Șoșoacă ce mi-ai zis mie mai devreme dacă faci acest demers pentru a afla, în primul rând, să afle despre ce este vorba și apoi să oprească această mizerie de a arunca banii pe geam. Romeo, deschideți microfonul, te rog. În primul rând, sărut mâinile și cu deosebit respect, doamna senator, de reprezentat cu cinste acolo și sunteți o persoană extraordinar de vocală și apreciem chestia asta, că mulțumesc. De obicei oamenii care nu tacă incomodează, încurcă. Asta e, atâta știu, da. Atâta fac. Eu știu foarte, sau probabil mai multe decât cei de pe chat, fiindcă dumneavoastră sunteți din circunscripție de la mine de aici și vă cunosc de mai multă vreme. Doamna senator, e în felul următor, avem o problemă. Bun, nu vorbim punctual. I-am luat nu. Hârtie să scriu și scriu, să știți că eu așa fac, ca avocat. Noi suntem aici câteva sute, reprezentăm prin vocea noastră, prin țelul nostru, prin dorința noastră, probabil câteva milioane. Și nu exagerez cu nimic, domnul jurnalist cu deosebit pedigree în spate, Safta, cred că este un bun martor sau un garant a ceea ce spun acum. Doamna senator, este un buboi, este un puroi de ani de zile care nu se mai stopează și crește din bani publici, doamna senator. Nu are niciun țel, niciun viitor, niciun trecut, niciun nimic. Vorbim de secția asta de fotbal a CSA, Steaua, din păcate. Vorbim de Steaua noastră, noi suntem steliști, dar vorbim de o struțocămilă inventată, doamna senator, doar ca să mulgă bani publici. Doar ca să ne facă nouă în ciudă, doar să existe în pofida tuturor șanselor și a normalităților cotidiene, există o echipă care nu are niciun viitor, nu are nicio dorință, nicio posibilitate de performanță și vrem din tot sufletul să dispară, doamna senator. În primul rând ne doare că crește din bani publici și face mișto de banii noștri, banii dumneavoastră, banii noștri a tuturor. Nu are nicio relevanță, nicio noimă să existe această entitate sportivă care ne-a fost furată, acest nume drag care ne-a fost luat doar ca să... Nu știu, să facă în ciuda unui om, să facă în ciuda milioane de oameni, nu știu. Nu știm, noi nu știm. Avem actele de partea noastră. Probabil dacă doriți să ajungeți la măduva subiectului și o să ajungeți să comunicați cu domnul... Care mie că dacă ajung la măduva subiectului o să descoper ceva ce nu vrea nimeni să descoper, ca ce s-a întâmplat, ați văzut și la Iași, le-am pus parchetul european în nenumărate cazuri. Poate puțină lume știe că eu totuși am avut niște realizări în județul acela. În comuna Focuri am readus apa după 30 de ani. Așa că și multe dosare penale care se anchetează. Chirica are vreo 3 dosare penale ultimele care sunt în anchetă și are și un control judiciar pe unul dintre cazurile făcute de mine. Deci eu m-am ocupat ca senator, credeți-mă, și e singurul cabinet parlamentar care e deschis în județul Iași. Da, cunoaștem. Deci, știu și unde l-aveți, doamna senator. Pe Țuțora numărul 8. I-am dat domnului Gabi Safta adresa mea de mail. L-am rugat frumos să-mi trimită actele, pentru că din ceea ce am discutat, sincer, eu am rămas siderată ca avocat să existe o instanță
care pentru o anumită perioadă de timp să spună că tot palmaresul aparține nimănui. Așa ceva nu există în analele jurisprudenței nu române, mondiale. Nu poate să existe o perioadă pentru care totuși s-au obținut niște rezultate de către o echipă. Tu trebuie ca instanță, pentru că se încalcă toate principiile juridice, o instanță trebuie să stabilească cui aparține acea echipă, care a fost entitatea, pentru că nu a fost neant, au existat niște bani care au fost băgați în această echipă și măcar te uiți, entitatea care a finanțat această echipă, acea entitate trebuia să fie eventual cea care să aibă palmaresul, da? Totuși vorbim de Steaua București, mi-aduc aminte, în 1986, Cupa Campionilor Europeni. Și am stat cu sufletul la gură și m-am bucurat enorm de mult. Eram eu un copil de 11 ani, dar să știți că am fost microbistă. Băiatul meu este fotbalist profesionist. Știu ce mizerie este în fotbal. Știu ce se întâmplă în fotbalul românesc. Chiar dacă eu am activat la o cu totul altă echipă, pentru că aici stăteam în Ștefan cel Mare, asta este, doar nu mă duceam până în Ghencea să mă înscriu să fac atletism și ce sporturi am mai făcut, să știți că toată lumea a iubit Steaua pentru palmaresul pe care l-a avut și surpriza extraordinară pe care a făcut-o. A fost o surpriză inimaginabilă. Și sunt, deci eu am văzut că a existat, porma a fost FCSB-ul, m-am întrebat tot timpul ce s-a întâmplat cu CSA-ul, bărbatul meu este stelist, să te ferească Dumnezeu să-i zici ceva de Steaua, că te strânge de gât. Băiatul meu, vă dați seama, e cu fotbalul, eu trăiesc într-o familie de sportivi, fetița mea face gimnastică ritmică de performanță. Și eu am făcut sport de performanță la viața mea. Iubesc fotbalul. Pe vremuri mă duceam la meciuri de fotbal. Acum nu mai poți că, na, dacă ești un politic, te mai trezești și cu câte unul care zice vreo două, deși, sincer, mai vreau și o să mai am un pic de viață. Dar la ceea ce veți descoperi și la ceea ce veți face ulterior, la cum vă cunoaștem, că nu o să vă lase inima să nu faceți ceva după ce veți descoperi, în tribună la meciul de titlu veți fi sigur. Veți fi sigur alături de noi la meciul de titlu. Mulțumesc, da, îmi făcea plăcere o deosebire. Să știți că și fetița mea, de când era mică, de la 3 ani, eu am dus-o pe stadion să simtă pulsul acela și dacă mai auzea câte o jurătură, îi spuneam, nu e frumos, dar să știi că pe stadion e sănătos. Și aici te eliberezi de toate angoasele și toate frustrările, după care te duci liniștit acasă. Zic, așa e pe stadion. Aflăm lucruri pe care nu le știam și ne bucurăm toți cei care se uită. Iată apropierea dumneavoastră de sport. Și să știți că în clasele 1-4 eram portar. Handbal sau fotbal? Da, am jucat fotbal, eram cea mai înaltă din clasă și m-au pus portar că nimeni nu reușea să-mi dea un gol. Foarte tare. Uitați mesaj, Sorin, inginer în Elveția, vă respect profesionalismul și expertiza cu care ne reprezentați în Parlamentul României. Vă rugăm să analizați situația CSA, secția de fotbal, care este o rușine a României. Mă rog, cuvintele sunt ale lor, cuvinte de suporteri. Multă putere vă doresc, doamna Diana. Sunteți speranța noastră a tuturor românilor de bine. Toți cunoaștem luptele, doamna Șoșoacă. Altcineva spune sec, aplauze. Doamna Șoșoacă, sunteți singura persoană ca avocat, puteți regla aceste probleme. Totul este de securitate și dumneavoastră știați această problemă. Pe urmă, Nu știam, sincer să fiu, nu am înțeles niciodată ce s-a întâmplat și atâta timp cât nu ai acces la documente, eu sunt un profesionist, eu nu pot să mă iau după bârfe, eu trebuie să văd acte și credeți-mă, dacă nu vezi acte, nu vezi anumite chichițe juridice, nu poți să înțelegi. Dar totuși, din ce eu l-am rugat frumos pe domnul Gabi Safta când m-a contactat, l-am rugat frumos să-mi spună cât de cât să pot să înțeleg situația. Și când mi-a spus că există o perioadă în care palmaresul
nu aparține nimănui. Aici este o gravă eroare juridică. A fost aici împărțit în trei. Corect. Nu se poate, deci nu există așa ceva. Și știu cazuistică pe vremuri când, mă rog, noi făceam la facultate, noi chiar învățam. Era o situație în care se spunea că un judecător nu are dreptul să respingă sau să refuze să judece un caz pe motiv că nu-l poate rezolva sau nu găsește o entitate care să răspundă. Nu există așa ceva. De aceea vă spun, încă din dreptul roman, așa ceva nu există. Deci aici, dacă voi sesiza, credeți-mă, un act de nelegalitate din partea magistratului, va avea din partea mea plângere penală. Pentru că să știți că există răspunderea magistratului, dar nimeni nu are curajul să le facă plângeri penale. Cred că sunt poate printre puținii, nu știu, 4-5 avocați din țară care a făcut în viața lui plângeri penale magistraților, pentru că tuturor le e frică de răzbunare, de repercusiuni. Nu se poate. De ce să-mi fie frică? Răspunderea magistraților poate fi atrasă. Dar nimeni nu are curajul nici să-i ancheteze și nici să îi judece. Sunt o castă închisă ca și notarii și se apără unii pe alții. Dar deci nu este normal. Și atunci când justiția intervine și mai mult strică și lasă totul așa într-un echivoc, păi aia nu mai e justiție, este o injustiție totală. Ori magistratul respectiv e un analfabet funcțional, ori, nu știu, nu e normal, adică totuși CSA-ul ăsta aparținut cuiva. Acum vreau să vă spun durerea cea mai mare și nu vreau să vă țin mult, pentru că pregăteam, dacă nu ați intrat astăzi, și oricum și dacă ați intrat astăzi, eu am vorbit cu Virgil Bogle, avocatul asociației, i-am prezentat toată discuția pe care am purtat-o cu dumneavoastră, și va fi în legătură directă cu dumneavoastră, o să vă și trimită înainte de următoarea emisiune, drăznesc să spun următoarea emisiune, în speranța că va mai fi măcar una. O să aveți toate documentele, o să aveți și timp să le studiați. Abia după ce le studiați îmi spuneți că ați văzut tot pentru a intra să transmiteți mesajele. Cineva îmi spune, păi nu erai cu Safta, domnule, nu erai cu Simion, domnule Safta. Lumea știe că pe urmă mai zice cineva. În legătură are una cu alta. Exact, n-are nicio legătură, dar aici nu facem politică, să știți. Aici este vorba de sport, de un palmares al poporului român. Atenție, pentru că nu putem, puțină lume înțelege că tot ceea ce înseamnă fotbal, sport, performanță, echipe de fotbal, înseamnă de fapt onoarea și demnitatea unui popor. Cu tot respectul. Uitați, sunt cel puțin două lucruri extrem de importante. Unu, Clubul Sportiv al Armatei Steaua are o secție de fotbal pe care o înființat-o 21 aprilie 2017. În raportul de activitate din monitorul oficial, ministerul a și anunțat cu bucurie că a înființat, nu a reînființat, a înființat o secție de fotbal la Clubul Sportiv al Armatei. O secție de fotbal care are buget între 2 și 3 milioane de euro pe an, pe sezon competițional. Numai că, ce să vezi, ei nu sunt organizați în așa fel încât să aibă și obiectiv. Sunt de 3 ani în Liga a doua, nu pot promova, sigur pot retrograda, dar nu pot promova. Normal nu trebuia să o ia de la Liga a patra? Au luat-o din Liga a patra. Au luat-o din Liga a patra. În 2018, dacă nu greșesc, oricum după ce au înființat echipa, au luat-o din Liga a patra. Okay. Și au promovat în Liga au stat 2 ani în Liga a patra, pentru că nu au promovat Rapidul, i-a bătut o dată, după care au promovat în Liga a treia, în Liga a doua și acolo au rămas de 3 ani. De ce? Nu reușesc să evolueze? Nu. Nu au drept. Nu au dreptul. Adică nu au drept. Stați puțin, dacă au avut de la 4 la 3 și de la 3 la 2, de ce nu merg de la 2 la 1? Vă spun de ce acum. Pentru că în Liga 1 nu pot participa echipe de drept public. Liga 1 este o ligă profesionistă și trebuie organizată ca atare. Ei nu au reușit în 3 ani de zile să găsească un asociat pe care căruia să-i dea pe mână secția de fotbal pentru a fi organizată
legal, regulamentar, să poată evolua la nivel profesionist. Asta se întâmplă de 3 ani. Așadar, de 3 ani, adunând, sunt undeva la 9 milioane de euro degeaba, ceea ce revoltă în condiții de război. Și dacă mie... e pe primul loc sau pe primele, mi se pare că primele două locuri acced. A fost și nu au drept de a fost și nu are drept de promovare, doamnă senator. Păi din cauza statutului. Este o inechitate, nu? Este o inechitate, exact, aveți perfectă dreptate, ați spus foarte bine problema. De la federația de fotbal spun că nu le pot împiedica dreptul de a accede în faza play-off-ului, pentru că intervine criteriul sportiv. N-au cum să-i oprească să ajungă în faza play-off-ului, dar nu pot promova. Adică dacă ei termină pe locul întâi, următoarea echipă din clasament ia locul și promovează 2-ul și 3-ul. Dar locul întâi, presupunând că ei sunt campioni în Liga a doua, nu pot promova. Pentru că, repet, nu s-au organizat, nu reușesc sau poate că nu vor, spun, umblă vorba că nu vor. Dar asta nu este adică foarte important. Adică nu ar fi putut găsi o... nu știu, le trebuie o echipă, un club trebuie, cu care să se le trebuie ca să fiu plastic, le trebuie un becali, un alt becali cu care să se asocieze cu un privat. Domnul Becali mai are niște frați sau niște poate să vină, da. Corect, păi umbla vorba la un moment dat că o să trimită pe cineva la înaintare, dar să fie în spate tot becali. Era da, o apropo, mai domnul Becali are FCSB-ul. Exact. Are FCSB-ul preluat de la Armata Română în 2013 când a fost parcă sau în 98 Viorel Păunescu, 2013 Gigi Becali. Astea au fost trecerile. Clubul sportiv al Armatei nu a era, dat sechi atunci. Nu era Steaua Armatei pe care a preluat-o? Ba da, Viorel Păunescu a preluat-o în 1998. De ce? Ce să vedeți, doamna Diana? Pentru că Armata nu avea bani să financeze secția de fotbal, trebuia să găsească neapărat pe cineva ca acum un privat, pentru că pe vremea aceea, potrivit legii dată în acea perioadă, nu puteau să promoveze și să mai joace în cupele europene dacă nu se organizau, fix cum trebuie să organizeze și acum. Și l-au găsit pe Viorel Păunescu. Viorel Păunescu a susținut sau nu a susținut clubul o perioadă, l-a băgat mai mult în datorii, l-a rugat pe Gigi Becali să vină să-l ajute, l-a împrumutat cu 8 milioane, după care s-a făcut o ședință să se treacă de la asociația AFC-ul Viorel Păunescu la FC-ul Gigi Becali. Și a continuat activitatea din 2013 până când a apărut acest scandal. Bun, dar cum s-a transformat CSA-ul în AFC Păunescu și apoi FCSB? Că aici e cheia. Hotărârile care au fost în acea perioadă, adunări generale, la care au participat generali de armată, care au votat să se treacă de la secția de la CSA către privatul Viorel Păunescu, pentru că altfel închideau secția. Altfel nu se mai puteau. Și Dinamo a făcut același lucru, și Rapid a făcut același lucru. A fost acea hotărâre de guvern care obliga fiecare club din fotbalul românesc, a fost o hotărâre de guvern, îi obliga aveți să se organizeze. Ei? Da, o am. O să vă trimit toată documentația. Vă rog eu frumos, că de acolo ceva, știu că de acolo vorbeam cu niște colegi avocați care erau foarte microbiști și îmi spuneau că de acolo s-a pornit un tăvăluc care nu a mai putut opri seria de inechități în fotbal. Și Dinamo în acest moment e în aceeași situație? E în aceeași situație. Nu, Dinamo s-a organizat și este club privat, ei sunt în Liga 1. Cei de la Dinamo joacă în Liga 1. Să știți că de când n-am mai avut fotbal și am văzut dezastre, da. Eu nu m-am mai uitat, că mai mult îmi fac nervi și n-are rost pe lângă nervii pe care i-am în Parlament să mai îmi fac și nervii ăștia, pentru că mi-aduc aminte de generația de aur a fotbalului românesc. Nu știu dacă mai țineți minte, cred că în 2004 am avut noi niște meciuri fantastice la Cupa Mondială. Și dacă vă mai aduceți aminte, într-un ziar a apărut un trabant în care erau 12 persoane și fluturau steagul României. Da, în acel trabant eram singura fată care flutura steagul României și ieșisem pe străzi de fericire. De la momentele acelea de fuziune să ajung la aceste momente în care România să nu mai aibă niciun succes. Și să știți că dacă vreți facem niște emisiuni, să vă spun eu ca mamă de fotbalist
ce am observat și în câte lucruri am fost implicată, de exemplu, la Dinamo să fac ordine și disciplină de-a lungul anilor, câtă șpagă se ia pentru copiii de 10 ani când antrenorul de Crăciun primește un porc, 300 de euro pentru fiecare joc, plus un parfum de la de fițe luat de la Crushop, da? Și am prins, am fost la Elisabeta Lipă. Elisabeta Lipă a încercat să facă ordine și bineînțeles că nu a pus. Eu știu foarte multe lucruri, extrem de multe lucruri. Cum știu, de exemplu, sunt singurul parlamentar care a făcut interpelare și vă dau și răspunsurile să vedeți că e foarte interesant ce se întâmplă cu terenul stadionului Dinamo, care este preluat de mafia imobiliară, în spatele căreia stau niște politicieni. Am făcut interpelare, am trimis și către DNA, m-au sesizat foarte mulți, culmea, nu din Dinamo, ci din Spitalul de Urgență Floreasca, pentru că transformările care vor avea loc sau trebuiau să aibă loc în stadionul Dinamo aduceau prejudicii grave acestui spital de urgență. De se fac acum niște mânării pe românește cu stadionul Dinamo. Tot ceea ce aparține statului este pus ca o pradă pentru cei care sunt băieții deștepți din politica românească și din business-ul ăsta infracțional organizat din România. Câteva chestii știu. Îmi spune copilul meu ce se întâmplă și credeți-mă, n-am dat în viața mea o șpagă unui antrenor. Și am și spus, dacă voi de la 10 ani vă obișnuiți copiii cu șpagă pentru a intra în joc, cum vreți voi mai târziu să ajungă niște fotbaliști profesioniști? Păi toți vreți să fiți Messi sau Ronaldo. Păi întrebați-i părinții dacă au dat șpagă vreodată vreunui antrenor ca să joace. De aici pornește tot. Plus, m-am uitat, nu există o educație psihologică pentru acești copii de a-i clădi învingători. Tot timpul sunt în depresie, tot timpul li se aruncă că sunt proști, tot timpul li se aruncă că nu sunt în stare, că sunt idioți, că nu știi, că nu știu ce. Păi în momentul în care tu ca sportiv care clădești un om și acolo este bărbăția, așa clădești bărbații, păi tu îi clădești proști? Asta este educația? Păi dar cele mai mari echipe din lume au psihoterapeuți care lucrează la psihicul fotbaliștilor. Voi ați văzut că ăia, dacă sunt conduși cu 7-0, în ultimele minute trag de parcă zici că pot să egaleze și se duc până în pânzele albe și în prelungiri și dau goluri și goluri. Și am văzut și atâtea meciuri în care au egalat, desfăceai cruce. Cum au putut? Mentalitate de învingător. Dar acolo nu se dă șpagă la 10 ani, 300 de euro sau un porc sau un parfum ca să poată să își bage copilul care n-are niciun talent. Și credeți-mă, m-am dus cu copilul meu și în cantonamente, că se făceau prin Grecia, pe nu știu unde, cu antrenamente groaznice și așa mai departe. Băiatul meu a făcut 6 ani înainte de fotbal, a făcut karate și torio și a fost campion național la kata și kumite la vârsta lui. Până când a spus că se duce la fotbal. Am fost la toate meciurile copilului meu. Am fost la antrenamente. Știu foarte multă. Mizeria din fotbalul românesc este inacceptabilă și mai ales mizeria de după 2020, când am ajuns senator, când copilul meu, pentru că e băiatul lui Șoșoacă, a fost dat afară de la echipă de Liga a doua, retrogradat la Liga a patra, pentru că mama lui este Șoșoacă. Deci eu am suportat și copilul meu a suportat toată mizeria acestei politici implicate în fotbal. În 2021, mi se pare, când a fost, nu, 2021, când a fost finala Filiaș cu Craiova, vă mai aduceți aminte? Da. E bun. Băiatul meu juca la Filiaș. Era în echipa care trebuia să joace acea semifinală sau finală. Era obligatoriu să ai vaccinare dacă să intri pe stadion, testare
și Bodniță. Eu nu am făcut niciuna din aceste lucruri și mi s-a spus, dacă vreți, doamna Șoșoacă, la băiatul dumneavoastră să nu aibă vreo problemă și să joace, nu veniți. Vă dați seama ce a fost în inima mea de mamă. Prima oară copilul să joace și să nu te puse pe stadion? Bun, îl văd frumos acolo afișat pe listă. Eu eram acasă, plângeam, mă sunase fiu și îmi spunea așa, mă uit către tribuna unde ar fi trebuit să fie mama mea. Și m-am uitat, începe meciul, îl cheamă la un moment dat la schimburi pe el să intre pe stadion, îl văd pe primar că intră, pe primarul de la Filiaș, face așa nu și aflu după aceea că i-a spus, ăsta e băiatul lui Șoșoacă, nu va juca, va sta pe banca de rezerve. Ce idiot! Asta a fost răzbunarea acestor mizerii cu ordin de la Olguța Vasilescu. Pentru că erau pe ruta PSD cu care eu mă lupt. Da. Aici ce vedeți dumneavoastră și cu CSA-ul este o luptă inclusiv politică. Știu foarte suntem convinși de asta. Suntem convinși. Deci este o mizerie și dacă vedeți ce este în Comisia de Sport din Senatul României sau cea din Camera Deputaților, uitați-vă că și-au bătut joc, au desințat Ministerul Sportului și au făcut din el o agenție. Vă dați seama cât de important este sportul pentru acești politicieni? Și ne uităm de ce avem o nație bolnavă, de ce avem o nație și tineret care nu este în stare să reziste și nu mai avem băieți care să devină bărbați. Păi ce? Dacă nu faci sport, toată lumea așa își ia scutire să nu se mai ducă la sport. Frate, pe noi ne dădeam că eram non-stop pe stadion. Eu am făcut Rosetti, aveam acolo și stadion, aveam și terenurile de basket, de nu știu, eram non-stop pe terenuri de basket și de handbal. Glumea cineva și spunea că dacă Doamne ferește vine război, noi nu știm să fugim. Nu știm. Dar așa e. Cine mai fuge? Da. Fug ăștia parlamentarii când o văd pe Șoșoacă. Ăștia, da. Este eu și fuge toată lumea. O să-l rog pe Gheorghe Mustață dacă el este cel care s-a conectat să intre video doar o secundă ca să știu. Doamna Șoșoacă, să nu vă ține mult. Uitați despre ce e vorba. Deci, sună urât. Așadar, Clubul Sportiv al Armatei nu se organizează de 3 ani de zile legal și regulamentar pentru a putea avea obiectiv promovare. Ei bine, ei mănâncă bani de la stat degeaba, n-au obiectiv. Revoltător este că acum s-au lăudat în presă că au adus un argentinian, un spaniol, după ce au mai avut adus și bulgari pe banii noștri. Aici mă pun problema cum îi angajează, pentru că este unitate militară. Nu știu cum îi încadrează în contract pe acești băieți care vin să joace la echipa armatei. Putem să cerem, sunt bani publici și cerem contractele de angajare. Cer eu ca senator. Exact. Aceasta este problema pe care o avem noi cu această echipă. Nu se organizează regulamentar și mănâncă banii statului degeaba. Asta este tot ceea ce dorim să aflăm. Cine îi poate opri să mai mănânce bani degeaba, fără obiectiv, fără să se organizeze? Noi toți împreună, exact. Cu o presiune, să știți, că altfel nu se poate. Acesta a fost și motivul pentru care, în disperarea noastră, am luat legătura cu dumneavoastră și v-am spus la telefon de ce. Îl avem și pe Gheorghe Mustață, care este liderul galeriei. Și acum eu vă spun un lucru. Făcând abstracție de faptul că 2024 este an electoral, mie mi-a spus la telefon și, dacă îmi permiteți, le zic și celor care se uită. Aici nu e vorba de alegeri. Aici nu e vorba să votăm Diana Șoșoacă, deși vă garantez că milioane vor vota în cazul acestui demers. Aici nu e vorba de alegeri. Aici e vorba de dreptate. Iar la modul cum o vedeți pe Diana Șoșoacă, vrea să studieze fenomenul, vrea să vadă despre ce este vorba și sunt convins că va interveni pentru a opri în cazul că și dumneavoastră constată că este ceva nedrept. Acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le înțeleagă toți cei care se uită la noi. Permiteți-mi să salut pe liderul galeriei, Gheorghe Mustață. Te salut, Mustață. Bună seara și să rămână, doamne Șoșoacă. Gabi, eu am acceptat să intru la tine în emisiune pe acest subiect. Într-adevăr, doamna Șoșoacă este una din senatorii României care
vrea să scoată în evidență anumite nereguli din punct de vedere financiar al țării, din punct de vedere al abuzurilor din România, al, nu știu cum să spun eu, să fiu puțin mai obiectiv. Lucrurile astea pe care doamna vrea să le facă este singură, și când te lupți singură sau singur, te lupți, să spun mai concret, cu sistemul, e mai greu. Doamna Șoșoacă poate înțelege ce vreau să spun. Doamna Șoșoacă, eu mă lupt cu sistemul de nu de 4 ani, de când mă știu, credeți-mă. Problema este în felul următor. Nu m-am vins niciodată sistemul. Știți cum e? E o vorbă. Niciodată să nu spui niciodată. No. Sistemul nu ne învinge. Nu ne învinge. Nu, să nu fii pesimist. Avem pe cineva care vrea să lupte, nu. să nu spunem că nu aibă șanse. Și să știți că dacă voi descoperi un caz de abuzuri, îl voi duce și în Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor din Senat, unde eu sunt membru. Doamna Șoșoacă, eu știu că dumneavoastră aveți și meseria de avocat. Păi tocmai pe chestia asta o să consult. Deci eu vreau să subliniez un singur lucru. Eu nu am nici studii juridice, n-am nici meseria de avocat, nu am statut să mă pot pronunța foarte mult în aceste subiecte despre legi. Mai citesc și eu, îmi place să studiez despre anumite legi, dar în momentul în care eu am observat, și nu numai eu, majoritatea, mai ales majoritatea suporterilor Stelei actual, cum spun ei, FCSB, da. Eu mă pronunț Steaua pentru că eu am crescut de mic copil cu Steaua. Și suporterii noștri știu care este Steaua, pentru că Steaua este în Liga 1, nu este acea echipă formată de CSA în 2017. Asta voiam să vă întreb. Cum vă poziționați dumneavoastră, cu cine țineți și pe cine considerați Steaua adevărată? Asta a Armatei sau cea a lui Becali? Păi ascultați-mă, aici nu vorbim de Becali. Mă rog, ca să facem diferențiere, mă rog, sau FCSB. Nu, mie nu-mi place. Noi aici susținem FCSB din stat garantat, pentru că are continuitatea pe care i-o conferă și Liga Profesionistă, pe baza actelor, și Federația Română de Fotbal, adică exact organismele, instituțiile care conduc fotbalul, ca atare și Uniunea Europeană și Federația Internațională consideră FCSB continuatoarea de drept a Stelei Păi înseamnă că atunci Armata a făcut CSA-ul special pentru a mai sifona niște bani. Asta exact este, despre asta e vorba. Asta m-a determinat să vă spun. Și despre la mijloc Gabriel Oprea, Eduard Bachide, sunt fel de oameni care, ce să vezi, de când și-a făcut Gigi Becali partid, i-au spus nu te pune cu noi că o să te distrugem, îți luăm și Steaua și o să rămâi fără fotbal. A fost mesajul. Dacă îmi permite și mie măcar un minut să pot să-mi termin fraza. Iartă-mă, da, te rog. Să-i răspund doamnei Șoșoacă. Pentru mine nu există Steaua lui Becali și Steaua lui CSA. Pentru mine există o singură stea, nu numai pentru mine, și pentru milioane de suporteri, pentru că noi n-am retrogradat niciodată, noi n-am înființat o altă echipă, noi am continuat o activitate a unei foste secții de fotbal care se numea la momentul respectiv Steaua București. Okay. Faptul că la acel moment 98 a fost echipa transferată unei societăți și se numea AFC, pentru că la momentele respective nu se dădea voie să mai continue activitatea profesionistă în Europa, UEFA a impus ca toate echipele să devină profesioniste și să devină private. Exact. În 98, în momentul în care Clubul Sportiv al Armatei a transferat echipa acestei asociații AFC, nemai având bani
a apelat la, cum să spune în termenii noștri, nu mai avea cașcaval și au apelat la o persoană privată care se numește Gigi Becali și acest om le-au dat sume de milioane de euro la momentele respective. AFC-ul respectiv, asociația respectivă, nu mai avea și nu avea cum să facă, să-i dea banii omului și au transferat din AFC în societate privată și au vândut, au transferat, de fapt nu au vândut, au transferat toți jucătorii. Continuitate, palmares absolut, tot ce însemna Steaua București la momentele respective, au transferat persoanei private care și-a făcut o asociație privată la momentul respectiv cu acordul, repet, cu acordul AFC-ului și a CSA-ului, să formeze o societate unde toți generalii ridicau mâinile în sus și spuneau că sunt de acord ca echipa de fotbal să fie transferată la societatea respectivă. Nemai având cașcaval, de fapt nu că nemai având, având cașcaval, dar omul n-a mai vrut să mai dea afară, au început șicanile începând în 2013. Eu ce vreau să spun și pun ghilimelele de rigoare, și vreau să spun așa. După tot acest scandal, că nu e echipa lui Gigi, instanțele din România au hotărât să ia numele lui Gigi, au hotărât să ia emblema, dar continuitatea, și dumneavoastră sunteți avocată și știți foarte bine că o instanță nu poate anula o hotărâre de guvern, nu poate anula un statut care a fost creat, mă refer, în 2003 și tu mă dai pe mine în judecată în 2014, nu poți să anulezi o hotărâre de guvern după atâția ani de zile, n-ai cum să o faci. Asta fiind hotărârea de guvern a domnului, Dumnezeu să-l odihnească, pentru că nu e bine să vorbim despre morți, urât, a domnului Babiuc, care la momentul respectiv a dat o hotărâre de guvern ca echipa să fie transferată conform unei directive dată de UEFA, ca echipele departamentale să fie private. La momentul ăla s-a dat o hotărâre de guvern ca echipa să fie transferată la o societate privată. De ce vorbesc în acești termeni? Pentru că dumneavoastră știți despre ce vorbesc, că sunteți avocată și cunoașteți foarte bine și stăpâniți foarte bine aceste legi. În momentul în care s-au făcut aceste lucruri, societatea respectivă, inclusiv armata, a speculat o chestie foarte, adică ceva de genul, știți cum se spune, chichițe avocățești. Știți că mai sunt, găsim, printr-un virgulă. Fără chichițe avocățești nu putem fi avocați buni. Corect. În 2013, o casă de avocatură a Ministerului Apărării, știind că toată lumea, am participat toți suporterii, toți milioane de suporteri, am participat la anumite meciuri, adică vorbim despre Arsenal, vorbim despre Liverpool, vorbim despre Valencia, vorbim despre Chelsea, West Ham și foarte multe echipe de fotbal care au venit la noi în România, Manchester City, vorbim de foarte multe echipe de fotbal care acest club, această societate care a continuat, activitatea sportivă, a fost o secție de fotbal a acesteia din 47, a continuat și continuă până în prezent. La aceste momente, de care vreau să vă explic dumneavoastră, cu toții am fost pe stadion, poate și dumneavoastră, fiind, având copilul în domeniul sportiv. Am fost. Și atunci, la momentele respective, sau soțul, de care spuneți că este stelist, soțul n-a lipsit la un meci. Măcar cu toții am văzut
și știm gloriile respective. Corect. Și știm performanțele acestui club, unde cu toții am fost și ne-am bucurat pe stadioane și ne-am bucurat pe străzi când Steaua luau campionate. Corect. Când Steaua bătea pe Chelsea, când Steaua bătea pe Ajax, când da. Steaua făcea performanță și mai departe. În 2013, o casă de avocatură sau ceva de genul, a găsit o chichiță că Gigi, la momentele respective, n-ar fi prelungit acea, cum să-i spun, acord de folosire. Acel acord. Acord, da, acel acord n-ar fi prelungit în 2007 sau 2008, ceva de genul, n-ar fi prelungit acel acord de folosință a numelui Steaua București. Ok, n-ar fi prelungit, a găsit acea chichiță, a dat în judecată clubul Fotbal Club Steaua București, exact cum bun, este. Bun, da, cu tot respectul, cine avea momentul ăla dreptul de a cedat dreptul de folosință al Clubul Sportiv al Armatei a cedat, okay, la momentele cedat respective pe un, cedat, pe un anumit termen? Cred că există pe un anumit termen să-l folosești numele respectiv, dar rețineți, aici stăm cu toții, pentru că fac o paranteză, stăm cu toții și ne gândim de ce. Noi am dat în judecată, eu am creat o asociație împreună cu un prieten al meu, Virgil Boglea, avocat, am creat o asociație, se numește Salva Steaua, avem foarte mulți membri cotizanți, avem munca avocaților, de fapt, nu să spun a mea, este și a mea, dar a mea este mai puțin, pentru că eu fiind cu suporterii, ei fiind cu legile. Am creat această asociație, am dat în judecată Clubul Sportiv al Armatei pentru a pune la dispoziție toate documentele tranzacției din 98 de la CSA la Clubul Sportiv al Armatei, clubul, deci am dat în judecată Clubul Sportiv al Armatei să pună la dispoziție opiniei publice, pentru că aceste documente nu pot fi clasificate. A, nu. Când da, este vorba despre o instituție a statului și o instituție publică, nu pot fi clasificate. Pot nu, dar nu face parte din domeniile de clasificare, cu tot respectul. Corect, corect, corect. S-a dat eu vă explic acum, da. Eu vă explic dumneavoastră acum ceea ce am făcut noi. Pe mine mă interesează așa, cât timp vezi, Doamne, a trecut de la momentul în care nu s-a prelungit acordul de folosință până au dat în judecată avocații cu chichița, deci, lor? Este o prelungire din 2007, din momentul în care, la momentul respectiv 2007, a spus domnul Becali, a ieșit pe post, ei s-au înțeles că să se dea o sumă de bani în sfârșit. S-a întrerupt. Da. Ideea este... Ce mă interesează? Două secunde. Deci, s-a semnat un acord de folosință a numelui Steaua București, da? Da. Și că din 2007 sau 2008, domnul Becali nu ar fi prelungit acest acord de folosință. În ce an au dat ăștia în judecată? O să toată documentația în ce privește povestea cu palmares. Pot să merg pe considerentele care stau la baza... lăsați prescripția, că nu e aici de prescripție. Pot să stau aici la baza asta, pot să aplic considerentele de la, de exemplu, tacita relocațiune, mutatis mutandis, și să mă duc pe tacita acceptare. Atenție, pentru că dacă acest CSA nu ar fi sesizat și nu ar fi notificat imediat, înseamnă că a achiesat și a acceptat
să-și dea acordul pentru această folosință a numelui, chiar dacă nu s-ar fi prelungit acordul de folosință, având în vedere istoricul care ducea la acordul de folosință. Și sunt niște hotărâri inclusiv ale CEDO cu privire la aceste aspecte, să știți. Da, noi cu povestea aceasta ne îndepărtăm foarte tare, ne îndepărtăm foarte mult de problema care ne arde pe noi. Și anume, asta e o speță cu palmaresul, continuitatea. Ceea ce arde e că acum secția de fotbal de 3 ani de zile are buget de la noi toți românii pentru nimic. Aici este de verificat și de studiat ce se poate face pentru a opri o finanțare din bani publici pentru nimic, pentru că nu este obiectiv. Ce vă faceți dacă se va da, de exemplu, o hotărâre de guvern, nu știu, găsesc ei vreun privat din ăsta și o pun pe CSA să poată să acceadă în Liga 1? Nu pot, cum decât dacă cum vedeți? Da, ok, da. Și să vedem dacă îndeplinesc condițiile astea. Da. Pentru că trebuie să ne gândim și la răul care poate fi provocat, că în momentul acela o să am două echipe cu numele de Steaua, că una e CSA și alta e FCSB, am două nume de Steaua în Liga 1, ceea ce creează mult mai multe probleme și confuzii. Și cred că la un moment dat acolo vor să ajungă. Pentru că să știți că aici sunt și niște, eu știu mai multe, nu pot să dau foarte multe, dar am auzit și acum fac corelări cu ce am auzit eu prin Parlament și ce vorbeau ei pe acolo, că mai aud și mai mi-amintesc și eu. Dar tare mie, la ceea ce se întâmplă în acest moment în România și la atacul la tot ceea ce înseamnă naționalul românesc, tradiția și istoria identitate. Românească, identitate, tare mie mie că se dorește o confuzie până la anihilarea celor două nume. Ați spus un lucru mare de tot, că au inventat acea echipă să sifoneze bani. Despre asta e vorba. Cineva trebuie să oprească această sifonare de bani publici. Pentru că asta e ceea ce s-a întâmplat, deci, în 2000. Interesul nu este să se găsească o echipă privată care să-i facă să acceadă în Liga 1. Nici de cum. Exact. Păi, tocmai eu trebuie să văd care e finalitatea. Ca avocat eu trebuie să știu care e scopul, da? Deci care e oportunitatea înființării acestei echipe? Dacă ei nu și-au dorit promovarea în etaloanele superioare și accederea în cupele europene. Doar să stea să cheltuie banii noștri, oportunitatea, despre asta e vorba. Îmi trebuie neapărat acele hotărâri, trebuie să mă uit, pentru că aici e vorba și de altceva și sunt niște chestii de substanță pe care trebuie să le invocăm. Nu o să convină armatei chestia asta, mă rog, asta este. Asta e ultima problemă, dacă o să convină armatei asta, nu? Dar vă dați seama ce haios este, ca să folosesc acest termen. E războiul la granița noastră și 3 milioane dăm unor argentinieni, spanioli și bulgari să joace degeaba în echipa armatei. Asta e chiar de cascadorii râsului și noi n-am găsit un om căruia să-i transmitem acest mesaj, să intervină acolo unde trebuie. S-aude dacă vorbesc? Da. Audem în stață. O să te rog în stață să nu ne facem la toată povestea cu palmaresul, pentru că... Nu mă întorc acolo. Eu vreau să continui exact ceea ce de foarte multe ori eu accentuez și pun punctul acolo unde trebuie, dar acum profit de chestia asta că a invitat-o pe doamna Șoșoacă. Și avem un argument în sensul că cineva poate să ne spună că avem dreptate sau nu. Și problema mea este doar atât. Și nu mai continui cu absolut nimic. Eu o să vă spun toate problemele pe care o să le sesizez. Da. Deci, iar rugăminte la gândă. Da. Este așa. Mai devreme asta spuneam, că noi ca asociație am câștigat un proces. Definitiv, am dat în judecată. Deci, am dat în judecată prin avocatul nostru asociației, care este și președintele
Asociației Salva Steaua, am dat în judecată Clubul Sportiv al Armatei să ne pună la dispoziție toate documentele tranzacției. Toate documentele tranzacției, și iertați-mă că vreau să fac o paranteză, să-i spun lui dobitocul ăsta care tot sună cu număr ascuns, că s-a înșelat. Și da, poate să sune până-i vine rău. Bun. Noi așa facem, doamna Șușocă, și îmi cer minte scuze la fiecare emisiune. Să știți că eu am făcut școala în Floreasca și mă duceam pe stadion, deci știu foarte bine. Bun. Sunt un om foarte normal, să știți. De-aia și de multe ori sunt mai microbistă ca mulți alții. Da, da. Vreau să spun ce vă spun, doamne, acum. Șoacă, da. Da, în momentul în care noi am dat în judecată Clubul Sportiv al Armatei să ne pună la dispoziție documentele tranzacției 98 cu asociația, cu AFC-ul, AFC-ul, tranzacția cu AFC cu Fotbal Club Steaua București, da, am spus să ni se pună la dispoziție toate aceste documente cu tranzacția respectivă. Bun. Da. Câștigăm procesul. Deci, rețineți. Câștigăm procesul. Deci, e obligă, repet, să vă dea documentele. Și nu le-a deci, dat. Câștigăm procesul de executare silită a Clubului Sportiv al Armatei să ne pună la dispoziție toate documentele. Așa. Da? Și nici acum nu le-a dat. În ce, rețineți, în ce an i-ați obligat? În ce an s-a dat, deci, hotărârea? Deci în 2022 am câștigat, cred că nu mă înșel, în luna iunie, da, am câștigat, da, acest proces. Așa. Lăsați-mă ca să vă continui să puteți să vă dați seama. Câștigăm acest proces. Mergem, discutăm cu executorul judecătoresc ca să pună în aplicare executarea. Avocatul împreună cu executorul merge la Clubul Sportiv al Armatei, li se spune că nu se pot pune în ziua respectivă documentele la dispoziție pentru că nu există nu știu ce comandant pe acolo și nu știu cum. Ca să semneze, nu? Și urmează să mergem a doua zi. A doua zi, domnul executor este lovit la picior. Tu știi ce se întâmplă, pentru că omul nu mai poate veni și ni s-a spus de la obraz, tu nu mai poți să mă implic. Bun. Puteți să spuneți numele executorului? Nu vreau. Mi spuneți, nu, mie. Nu acum, în direct. Mi spuneți, nu, în privat. Da. Nu acum. Ideea pentru că nu vreau să... Nu vreau. Da. Noi am înțeles mesajul. Da, l-au amenințat. Este problema strict a dânsului. Nu ne-a confirmat lucrul ăsta și nici, hey, nu pot să fac. Vă confirm eu că știu cu treburile cum merg. Stați nici, mai ales asta de când sunt politică. Este strict problema dumneavoastră. Eu nu pot să fac afirmațiile astea atât timp cât persoana și nu... Și nu v-ați schimbat executorul? Că aveați dreptul să vă schimbați executorul cu acuzului. Am vrut să schimbăm și executorul. Am vrut să schimbăm și ce vreți dumneavoastră. Nimeni nu vrea să pună acea hotărâre, deci acea hotărâre judecătorească cu executor, da, cu tot, nu vor să o pună în aplicare. Acum vă întreb și eu, a trecut atâția ani de zile... Nu e voie, care... deci cum se face plângere penală împotriva executorului și a comandantului CSA. Deci dacă, dați-mi mie documentele că fac eu plângeri penale, că mie îmi place... Așa cum v-am promis, eu o să vă pun la dispoziție cu ajutorul lui Gheorghe Muțață și avocatului Vigil Boglea tot ceea ce considerăm... Chiar mă gândeam când o să mă cer și cu armata. Deci chiar mă gândeam pentru că am făcut niște interpelări... Nu o să credeți, dar emisiunea este urmărită și de proprietarul Clubului Universitatea Craiova, cea care este adevărată, e aceea speță acolo. Adrian Mititelu scrie următorul mesaj: pierdeți timpul cu discuții inutile, speța este soluționată definitiv în alta curte de casație și justiția a creat o practică. E practic imposibil de întors o astfel de decizie. Numele Steaua a rămas în patrimoniul CSA definitiv, FCSB este fosta Steaua și e totul foarte ok. Și spune domnul Mitelu, și vă rog să nu vă supărați pe ceea ce a spus, da, domnul Mitelu. Domnul, ne supărăm pe domnul Mitelu, care are foarte mare dreptate.
Dar continuitatea nu o poate lua nimeni atâta timp cât nu poți anula o hotărâre. Deci, da, continuitatea, eu sunt de acord cu domnul Mitelu că și dânsul este trecut prin situația noastră, da, dar numai că acolo, el, da, dar numai că eu, numai că eu, numai că eu, numai că eu, așa cum am eu studiile mele, așa, mici, mititele, cum sunt ele, eu am înțeles când am citit articolul 1 din statutul făcut de domnul Gațu, printr-o hotărâre de guvern, că nu poate anula nimeni, iar un statut nu-l poate anula. HG-urile pot fi anulate, da? Noi am anulat HG în pandemie, se face pe contencios administrativ, credeți-mă, n-au încercat mulți, dar noi am reușit-o în pandemie. Doamne, avem, iar două secunde, iar pentru domnul Mitelu vreau să-i spun ceva. Nu suntem în common law în care să mergem pe precedentul judiciar. Chiar dacă în Alta Curte de Casație și Justiție are mai multe hotărâri care duc spre același tipar de rezolvare, vreau să vă spun că există posibilitatea ca pe aceeași speță, mă rog, similară, să existe o cu totul altă opinie și o cu totul altă hotărâre, pentru că în dreptul românesc nu este ținută decât dacă există eventual un recurs în interesul legii. Nu este cazul în această situație, pentru că n-au fost atât de multe hotărâri care să aibă decizii divergente și așa mai departe. Problema care se pune aici, în primul rând, este de refuzul unui executor de a pune în executare, indiferent cine ar fi el, ci refuzul celorlalți executori de a pune în executare o hotărâre judecătorească și, mai mult decât atât, o conducere a CSA-ului, că e general, că e din Ministerul Apărării, că de unde o fi el, nimeni nu are dreptul să fie mai presus de lege și orice astfel de persoană este obligată să asculte de o hotărâre definitivă a unei instanțe, pentru că altfel ne găsim într-un stat care nu mai există, se dezintegrează, nu mai există nici președintele României, știți că scrie acolo frumos, noi președintele României autorizăm, bla bla bla. Păi atunci desființăm statul român și la revedere. Am avut și eu astfel de cazuri și să știți că am ajuns până în situația în care am pus sechestru pe o clădire a unei primării și le-am scos inclusiv scaunele în stradă. Până când, cu mai mulți prieteni, le-am scos frumos, i-am executat așa, considerat, tremura executorul lângă mine și i-am spus, ori ești executor, ori te bag în pușcărie, punct. Și eram în fief PSD și mie nu mi-a fost frică. Există. Eu zis, domnul Mititelu, deci s-a creat acel precedent care vă spăimântă, dar iată ce spune doamna Diana Șoșoacă, nu este o regulă definitivă. Da. Nu există precedent judiciar în dreptul românesc. Precedent judiciar există în sistemul common law. Doamna, am o rugăminte la dumneavoastră și vreau să mă lămuriți. Dacă în 2003, spunem 2003, poate e 2001 sau poate e 2000 sau poate e 98, că în momentul în care se dă o hotărâre de guvern, o poate anula cineva după 20 de ani? Da, se poate. Se găsesc niște chichițe care pot anula. Pentru nulitate absolută este imprescriptibilitatea. Când o hotărâre de guvern după 20 de ani și o instanță, rețineți, o instanță judecătorească confirmă acele documente, se poate anula? Înseamnă există că cazuri excepționale. Nu, există cazuri excepționale. Vă mai întreb altceva. Hotărâre definitivă de condamnare a unui om la 6 ani sau 5 ani de închisoare cu executare. După un an jumate, hotărâre definitivă și omul în pușcărie este reluată, rejudecată, deși e definitivă și nu mai poate fi rejudecată și omul este eliberat. N-am să-i dau numele. Dumneavoastră vi se pare ok? No. Haideți să vă spun. Bun, la capitolul deci se poate. Vă spun eu cum se poate. 500.000 de euro unui judecător. Și am încheiat. Doamna, stați puțin.
Aici stăpânesc și eu foarte bine lucrurile în domeniul penalului, un pic le stăpânesc pentru că am trecut prin ele și eu sunt câștigător la CEDO, dar nu vreau să intru foarte mult în amănunte. Să știți că se poate face inclusiv un proces împotriva statului român. Știu, da. Pentru că eu sunt câștigător și când v-am spus că sunt câștigător. Nu vorbesc de penal, vorbesc în cazul acesta inclusiv cu Steaua. Da, dar e părerea mea că atâta timp cât un statut când s-a făcut, când s-a creat și s-a dat acea secție unei societăți private și a fost o hotărâre de guvern trecută printr-o hotărâre judecătorească. Faptul că ai luat un număr de mașină. Există o mașină. Eu dau un exemplu. E un exemplu, poate îl dau bine sau nu. Am preluat o mașină dintr-un tir. Tirul fiind CSA-ul, adică mai multe secții de sport. Și am luat din această unitate militară, am scos de acolo o mașină care se numește fotbal. În schimb, celelalte mașini care au rămas, adică hockey, fotbal, ăsta, scrimă, celelalte secții au rămas în clubul sportiv al armatei. Iar secția de fotbal am transferat-o pentru că a fost o directivă în sensul că nu mai poți să fii de stat. Aia am vorbit, da, da, ok. Să știți că depinde. Deci iar nu vă mai duceți în atâtea amănunte, că sunt chestii de cu totul altă... Dar eu nu cred, doamna Șoșoacă, că poate cineva să-mi anuleze mie de acum 25 de ani o hotărâre de guvern. Dar nu trebuie să anulați, trebuie să găsiți cu totul alte chestiuni care pot să schimbe soarta, mă scuzați. Deci asta este treaba avocaților și se pot face, de exemplu, deci eu nu dau din casă, dar mie mi-au reușit foarte multe lucruri, nici nu trebuie să revii asupra unui HG, dar pot să încep cu totul alte procese, pe cu totul alte chestiuni care să-ți ducă, de fapt, la rezultatul scontat. Cred că n-am fost bineînțeles. Nici o instanță n-a anulat. Asta vreau să vă explic. Depinde ce anulat. S-a cerut, cu tot respectul, domnul Musață. S-a cerut, să știți, s-a cerut. Că... Nu, trebuie să văd eu actele, nu trebuie să-mi spuneți ce s-a cerut, pentru că eu ca avocat nu văd eu ce s-a cerut, nu cred nimic. Eu vreau acte și am văzut în viața mea greșeli impardonabile ale unor colegi de-ai mei sau omisiuni ale instanței sau greșeli impardonabile ale instanței cu privire la chestiuni în care nu se puteau pronunța sau au cerut ceea ce, sau nu au cerut complet sau au cerut cu totul altceva decât ceea ce s-ar fi vrut, dar asta e bine pentru că mai poți lăsa loc liber pentru a cere prin cu totul alte acțiuni ceva ce te poate interesa. Să știți că cei mai buni avocați sunt cei care inventează, cei care inventează posibilități. Că ce se au, asta vreau să vă spun, poate am fost mai greu ei puțin să explic. CSA-ul a cerut anularea acestor paragrafe din statut și a cerut anularea, nu spun hotărârii de guvern, a cerut anularea articolului 1 din statut, iar instanța a refuzat lucrul ăsta, a spus că nu se poate. Asta vreau să vă spun, că da, nu poate nimeni anula. E, domnul Florin Talpan, în instanță, după ce a câștigat emblema... Eu vreau să spun exact de ce am cerut noi, documentele, tranzacțiile din 2000... Putem spune foarte scurt, s-au cerut actele, s-au cerut documentele... Instanța a respins, instanța a respins anularea, ce a cerut domnul Florin Talpan, pentru că esența lor asta a fost, să anuleze continuitatea. Iar nu s-a... Nu face obiectul, că eu deja am înțeles ce vreți voi, ok. Uite, chiar acum Fimiu îmi spune că a jucat și el la CSA.
Nu. Foarte bine că a jucat, pentru că vă poate spune ce era acolo în interior. Bine, i-a și spus că zice, stai liniștită că îți povestesc eu ce a fost acolo și ce am pățit eu, că a fost atunci când te-ai enervat eu rău. Asta așa, cum am promis, așa cum am promis, eu să vă pun la discuție. Râde, zice, da, e atunci când te-ai enervat tu rău și te-ai certat cu toți aia din armată pe acolo. Să vă punem la dispoziție toate documentele. Ceea ce contează cel mai mult e că după toată povestea aceasta pe care o să vă prezint prin documente, a apărut această secție. Câte mii de pagini am? Multe, dar o să facă Vigil Boglea o sinteză în așa fel încât să pună exact detaliile importante. Doamne, să vă spun ceva, Gabi, haide că în situația. Problema este în felul următor. Nu mai contează ce se întâmplă, cum s-a întâmplat, ce este. Poate atunci o să punem la dispoziție noi toate documentele. Problema este așa. Dacă în acești ani armata crede, din punctul meu de vedere, că se cheltuiesc zeci de milioane de euro. Când armata, acum 2-3 ani... Asta i-am spus, doamne Șoșoacă, nu stați să fiți așa. Asta am înțeles, e ok. O perioadă de război. Pentru mine este un simbol clar. De ce se cheltuiesc bani când noi ne văităm prin Parlament? Și iertați-mă, doamna Șoșoacă, că vă spun, o vorbesc la general, inclusiv partidul dumneavoastră, inclusiv toate partidele... Partidul meu nu e parlamentar. Nu. Vreau să dau un exemplu, să generalizez, să nu vă scot și pe dumneavoastră din ecuație. Vreau să fiu imparțial, cum ar veni. Nu că aș avea ceva cu dumneavoastră sau să vă apăr sau să vă țin apărarea, ceva de genul. Dom'le, noi toți, inclusiv dumneavoastră ca parlamentari, cu toții, ne văităm, n-avem spitale, n-avem autostrăzi, n-avem pensii pentru bătrâni, n-avem azile pentru bătrâni, n-avem multe lucruri care țara asta nu le are. Băi frate, și când vezi că se cheltuiesc zeci de milioane de euro pe nimic și vii și îmi faci și transferi. Aici, eu aici vreau să spun și nu vreau să mă credeți că, sau să credeți dumneavoastră că vă acuz cu ceva acum. Nu, eu vorbesc la modul general politic. Băi fraților, dumneavoastră poate știți mai multe că sunteți în Parlament. Băi fraților, eu vă întreb și eu așa. Mă, dacă când se face bugetul ăla al țării și dai spre armată, dai un buget de 2, nu știu cât. Dar nu se face de către parlamentar bugetul, ăla vine direct și la revedere. Nu, am spus în general, eu vorbesc eu așa cum în stăpânesc eu. În parlamentul ăla nimeni nu hotărăște nimica, singura Corect. Care spune ceva ești o joacă și e arătată cu degetul că de ce spune câte ceva. Dar n-au pe ce lume sunt acolo, Doamne. Credeți-mă. Ei nu știu dar să citească o lege. Nu, noi, Mustață, stai să spun ceva. Noi am abordat-o pe doamna Șoșoacă, revoltați, și o singură propoziție este determinantă în toată discuția. Armata sifonează bani într-o secție pe care au inventat-o special să pape niște bani, niște oameni pe acolo, la secția de fotbal care joacă degeaba. Asta este ceea ce am spus doamnei Șoșoacă. Acolo trebuie Corect. Să își dea atenția. Sunt 3 Corect. Milioane de euro degeaba. Ca să nu mai spun că l-au pierdut pe David Popovici. Au avut bani să-i dea salariul. Au pierdut cel mai bun rugbist care s-a dus acolo. Au tăiat primele de la mondiale pe care alți sportivi de la alte discipline le-ar fi meritat ca să se ducă banii la secția de fotbal care joacă degeaba. Pe un stadion construit din bani publici pe care numai ei joacă și o fac degeaba. Asta este ceea ce... Asta stadionul e ăla e gata? L-au terminat? Ăla, stadionul, e gata, stadionul ăla e gata, joacă ei în divizia B degeaba. Atât? Și nu au vrut, atât și când a vrut nu au să joace, au inventat un meci de rugby, dacă vă vine să credeți, numai să nu lase pe Becali să joace. Ulterior, Becali a și jucat acolo 3 meciuri, le-a plătit bani de n-au avut ei bani să i-au întors cu lopata câți bani a dat Becali armatei ca să joace 3 meciuri acolo, în condițiile în care stadionul... 140.000. Cât? 140.000 în 3 meciuri. 140.000 de euro chirie pe un stadion făcut din bani publici. 3 meciuri. 3 meciuri a jucat Becali acolo, da, pentru că n-a avut unde să joace, era concert făcut de primarul Capitalei pe Național Arena și s-a dus să joace în Ghencea, reușind până la urmă să intre acolo după multe eforturi,
și a plătit suma aceasta pentru 3 meciuri pe un stadion construit din bani publici. Atenție. Ce ne place să ne tăie craca de sub picioare unii altora. În care ei și la sumă că e al lor. Da, de unde nu știu, de ce e al lor. Nimeni nu înțelege de ce e al lor. De terenul armatei. Vezi, Doamne, așa spun foarte mulți că, Doamne, e terenul armatei și stadionul e construit din bani publici. Dar terenul e al lor. Adică nu mai are terenul voie nimeni să... Terenul nu poate să fie al lor, este tot al domeniului public, este al poporului român, face parte din 136 Constituție. Și apropo, să vă mai spun ceva apropo de zeci de ani și de contracte care pot fi anulate. Așa, ca fapt divers, ca să înțelegeți că eu am introdus chestia asta în programul de guvernare. N-a avut nimeni curajul să o facă, dar o fac eu. Țineți minte toată industria, toate fabricile și uzinele? Toate erau construite pe terenul statului român, domeniu public. Când s-au vândut, s-au privatizat uzinele, fabricile, deși acel teren nu aparținea fabricilor respective, ci era în folosință dat de către statul român, contractele de vânzare, de privatizare, au conținut o clauză că se vinde și terenul. Și a fost intabulat, deși nu există drept de proprietate al acelei uzine. Drept pentru care vreau să-i anunț pe toți, cei care au cumpărat și au tot vândut, că niciodată acel teren nu poate să fie proprietate, că există caz de nulitate absolută, care este imprescriptibilă, da? Și mai mult decât atât, orice intabulare a unui drept de proprietate fără niciun fundament te duce inclusiv în pârnaie. Deci tot ceea ce s-a vândut până la acest moment și a aparținut ca uzină, fabrică și ce-o fi a statului român, terenurile acelea nu pot fi proprietatea cumpărătorilor și se poate reveni la situația anterioară, pentru că toate aceste contracte au fost încheiate prin mijloace dolosive și fără să existe un drept de proprietate al terenului care aparține de drept domeniului public și nu poate fi înstrăinat. Art. 136 Constituție. Așa că se poate orice. Iar CSA-ul nu poate să spună că e proprietatea lui. El a fost dintotdeauna o proprietate a statului român în administrarea ministerului sau, mă rog, ce-o fi acum. De-aia vă spun acum, dacă mă apuc și verific și chestia asta, s-ar putea să vedem și un pluton de execuție pe urmele lui Șoșoacă, pentru că m-am băgat în atât de multe chestii și am descoperit, încât se iau toți cu mâinile de cap. Și să știți că se poate reveni la o anumită situație anterioară și se poate reveni dacă ai chestiuni noi. Tu poți să reîncepi un proces dacă există cauze noi care pot schimba natura procesului. Inclusiv, mai ales... Doamna Diana Șoșoacă, e greu, dar nu e imposibil, să știți, și există... Eu nu știu, m-am resemnat așa la câte lupte am văzut și cât pe unde am fost cu avocatul clubului. Eu m-am resemnat la un singur lucru și asta este mentalitatea veche a tuturor oamenilor. Cine se luptă cu statul, 100% a pierdut. Eu n-am pierdut niciodată în fața statului român și nu voi pierde niciodată. Diana Șoșoacă, în acest demers, să vezi tu ce emisiuni facem cu victoria finală, când le votul pe labe, votul pe arme pe cei de la armată, îi pune. Statul suntem noi, mă scuzați. Statul suntem noi, nu sunt ei. Doamne, ei au doar un drept de administrare, iar dacă nu și-l exercită cum trebuie, așa cum i-am delegat noi și cu atribuțiile pe care noi le-am delegat, vor trebui să răspundă. Niciun general nu este general decât dacă are onoare și demnitate și respectă legea. În rest, generalul trebuie să se supună legii. Nu se supune, nu mai e general. Îi cam smulge stelele alea de pe umăr. Corect. Doamna, că știți ce se întâmplă? Eu am
sunt așa puțin mai plimbat prin viața asta și de foarte multe ori stăteam așa și mă gândeam. Eu am pus o întrebare unui prieten al meu, prieten, în ghilimele prieten, ne-am cunoscut prin anumite persoane, fiind și persoana respectivă, fiind parlamentar. Și l-am întrebat așa. I-am pus o întrebare, cred că e simplă pentru toată lumea și cred că nu a înțeles-o. Și l-am întrebat așa. Mă, prietene, voi faceți pe la televizor afirmații că statul, că nu știu ce. Dom'le, statul. Plătește statul. Bă, cine este statul? Eu i-am, atâta, asta a fost întrebarea pentru el. Mă, spune-mi și mie, mă, dar statul ăsta cine este? Și a stat așa puțin, s-a uitat la mine și a zis, băi, Mustață, bă, statul sunt instituțiile, instituțiile care reprezintă statul. Și ce i-am spus? Vă dau cuvântul meu de onoare. I-am zis, bă, prietene, cine te-o fi ales pe tine și în partii după care te-a băgat pe listele alea, eu unul nu te băgam în viața mea. Bă, dacă tu vezi să-mi spui tu mie că statul sunt instituțiile, înseamnă că noi, cetățenii României, noi, care noi suntem statul, noi cetățenii. Să știți, să așa la să știți că nu există o definiție a statului nici măcar în acest moment. Nu trebuie confundat cu societatea, două secunde. Nu confundați statul cu poporul. Nu. Poporul este stăpânul poporul. Statului. Atenție! Noi suntem poporul. Poporul nu statul. Confundați, statul nu este poporul. Un popor poate exista și dacă nu există stat. Doamnă, noi suntem poporul, noi suntem statul, noi punem, vă punem pe dumneavoastră că sunteți, și vă spun cu, la toți, tot ce înseamnă parlamentari, senatori, tot ce, noi vă punem acolo să ne reprezentați prin instituțiile pe care le conduceți. Păcate, nu, eu nu conduc nicio instituție. Atenție, sunteți într-o eroare. Parlamentarul nu conduce o instituție. Nu, da, dumneavoastră. Iar statul este o noțiune abstractă. Atenție, nu există. Părerea mea este nu că există. Noi cetățenii suntem statul care... Nu, cetățenii sunt națiunea. Mustață, dacă Diana Șoșoacă, eu o spun acum direct, dacă Diana Șoșoacă intervine cu tot ceea ce oferim, oficiale, documente, hârtii, lăsați-mă să mă duc în studiază, vedere, da. Exact, apoi studiază ceea ce am spus, că sifonează armata banii în acea secție de fotbal înființată și joacă degeaba pe banii noștri și intervine, are o interpelare și va rezolva să nu se mai întâmple această mizerie cu stadionul, cu secția de fotbal, atunci eu voi milita să toți suporterii care țin cu Steaua să meargă pe mâna doamnei Diana Șoșoacă, singurul om care, iată, vrea să intervină în această poveste. Asta voi susține eu. Din punctul meu de vedere, Gabi, doamna Șoșoacă are tot sprijinul nostru dacă vrea să se implice în această situație în care noi putem să-i punem la dispoziție. Este o situație injustă. Nu este, din punctul meu de vedere, nu există echitate și s-au încălcat mai multe principii ale dreptului și din punctul meu de vedere nu poate exista o dublură a unei echipe. Că de fapt aici discutăm despre o dublură. Exact. Și, da? Ori așa... Asta este. Ați prins foarte bine în aceste două ore. Bine, ați prins de mult. Doamne, Gabi, se face dreptate, Gabi. Exact. Este o dublură. Uite, un lucru pe care 4 ani de zile noi am luptat aici și Virgil a mai zis la un moment dat și Mustață treaba asta. Diana Șoșoacă spune cel mai mare adevăr. Există o dublură. Adică o secție de fotbal preluată de Păunescu ulterior de Becali și o altă a apărut în 2017 să-i dea în cap lui Gigi și să ne pape nouă banii. Despre asta e vorba. Există două echipe, o dublură, o clonă. Haideți care să... O clonă, da. Gabi, haide ca să punem la părerea mea, să finalizăm discuția. Doamna Șoșoacă, eu, din punctul meu de vedere, ce mă roade pe mine, și nu numai pe mine, pe toți suporterii Stelei, ne roade așa. Noi, Asociația Salva Steaua,
am câștigat un proces în care Clubul Sportiv al Armatei este executat silit să pună la dispoziție anumite documente. Dacă dumneavoastră aveți puterea, capacitatea să ne puteți ajuta să vă punem la dispoziție documentele de executare, hotărârea definitivă și irevocabilă. Să știți că în calitatea mea de senator am dreptul să descind asupra acestor CSA. Eu vă pot pune la dispoziție prin domnul Gabi. Chiar mi-ar plăcea, după ce studiez aceste acte, să mergem un pic peste dâns și facem o cerere oficială, nu-i nicio problemă, mergem acolo cu toții, îi chem chiar în Parlament la Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, le facem și o sesizare internațională. Eu vă pun la dispoziție. Eu vă pun la dispoziție hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de punere în executare a hotărârii judecătorești în care să ne pună la dispoziție anumite documente. Perfect. Eu atât pot și eu atât ce vreau. Eu ce voi sesiza că s-a încălcat legea, în calitate de senator am obligația să sesizez toate organele abilitate. Așa vom face. Acesta e traseul. Aceștia sunt următorii pași pe care vom face. Și vom sesiza inclusiv instituțiile internaționale. Pentru că se pare că puterea de la București reacționează numai dacă există presiuni din afară. O să facem și presiuni din afară, că așa i-am obișnuit, nu e nicio problemă. Perfect. Eu așa. Da. Închei cu asta singurul lucru care mai vreau să spun. Singura problemă a noastră, a suporterilor, și foarte mulți suporteri mă întreabă, îmi scriu în privat, de câte ori intru în live, toți mă întreabă ce se mai întâmplă cu acea hotărâre judecătorească pe care noi am câștigat-o. Am lămurit-o. O să încerc să iau legătura și cu executorii mei care, mă rog, sunt un pic așa săriți ca și mine și care cărora nu le este frică de sistem. După ce citesc acea hotărâre a dumneavoastră, o să vorbesc cu unul dintre ei, să vedem care dintre ei va dori să vă însoțească pentru a pune în executare acea hotărâre. Și vă spun eu că până la urmă găsim unul. În primul rând, nu ai voie să refuzi să pui în executare o hotărâre, pentru că în momentul acela intri pe calea penalului și îți pierzi și dreptul de a mai profesa. De aceea o să vorbesc cu unii dintre cei mai curajoși care s-au mai luptat cu sistemul. Cel puțin pe mine m-au ajutat de fiecare dată când am avut executări silite împotriva statului român. Și să știți că fac parte dintre puținii avocați care au reușit să execute silit Ministerul Finanțelor Publice. Să dea Dumnezeu să fie comentarii. Ole! Da. Perfect, Mustață, așa facem. Îți mulțumesc tare mult pentru că ai stat cu noi, Mustață. Deci cu mare drag vă stau la dispoziție. Puneți-mi la dispoziție toate actele, le voi studia cu atenție. Minge e la noi acum. Și tot ceea ce voi descoperi, o să vă aduc la cunoștință și în emisiuni. O să fac și interpelări, o să mă duc și peste instituțiile implicate. Și credeți-mă că până la urmă se va găsi o soluție, pentru că nu au nevoie de scandal, pentru că în momentul în care e scandal este la suprafață și mai mult decât cele 3 milioane de euro. Eu mâine o să iau legătura cu avocatul asociației, să-mi pună la dispoziție și mie hotărârea definitivă și revocabilă. Luați legătura cu domnul Gabi Safta, are adresa mea de mail. Și poate avocatul dumneavoastră, că noi întotdeauna avocații colaborăm prin mail-uri, să-mi trimită direct și dacă am vreo chestiune juridică de întrebat, vorbesc direct cu dânsul ca să putem să vorbim pe limba noastră. Da. Este mâine voi da legătura. Și eu vă mulțumesc, o seară plăcută, să rămână la mulțumesc noapte frumos. Bună, noapte bună, Mustață. Doamna Șoșoacă, despre asta este vorba. Ne-am dus în foarte multe și vă rog să mă e foarte bine, pentru că am înțeles și eu, să știți că un avocat, dacă nu ascultă tot periplul ăsta, nu-și poate face o idee. Așa am înțeles eu până la urmă, că eu trebuie să înțeleg ce vreți.
ce vă deranjează, ce nu e bine. Doi la mână, să mă gândesc dacă nu cumva anumite demersuri pot face rău situației, că da, important este să nu facem mai mult rău decât este în acest moment, da? Și atunci este normal să vă și întreb anumite chestiuni, să fiu atentă. De aceea mi-am dat seama, am dat de ce clar este o dublură aici. Iar avem cel care a dublat trebuie să dispară. Ăsta este adevărul. Sunt două, avem doi aliați în familia dumneavoastră. Băiatul care a jucat la CSA și cu siguranță vă spune ce s-a întâmplat acolo în interior. N-am nicio emoție. Ce mi-a zis? Mamă, ce salarii au acolo, 10-15 mii de euro. Dar să-i vedeți cum se ceartă pe banii publici. Este ceva ireal. Să-i vedeți la televizor, antrenorul cu Giorgio Găraru se ceartă, pe el are mai mare salariu decât mine și el e antrenor. Pe banii noștri se ceartă. Asta este ceea ce ne revoltă și noi n-am mai suportat. În Parlament nu se ceartă parlamentarii tot pe banii românilor, pe banii cui se ceartă. Exact. Deci avem doi aliați. Băiatul dumneavoastră care știe ce se întâmplă la CSA. Soțul meu credeți-mă, care e la curent. Exact. E FCSB cu toată inima, să nu îndrăznesc să-i zici ceva de nici măcar eu, da? Care am fost din Amovistă, eu nu îndrăznesc să zic nimica, nu, dar și mie îmi place pe bune, deci joacă, ce să mai discutăm? Dinamo din Cunoate nu mai e, ăsta e adevărul, nu mai e ce a fost odată, despre ce vorbim? Corect, nu știu ce mai e și mai e. Doamne, când am auzit că a retrogradat, am zis că nu e adevărat. Se va mai întâmpla și la vară, din păcate. Sunt două lucruri extraordinare, Dublura, sifonarea, cum au ajuns în această situație, de ce plătim noi degeaba bani, cum îi încadrează pe acei străini într-o unitate militară, ce contracte le fac și cum s-a ajuns la toată această poveste. Sunt niște lucruri atât de simple de întrebat, plus ceea ce le rodea pe Gheorghe Mustață și a zis de câteva ori, hotărârea definitivă noi o să vă punem la dispoziție. Și nici acum, ca să nu mai spun că domnul Talpan a spus că nu poate pune la dispoziția Asociației Salva Steaua acele informații pentru că ar putea influența procesul pentru palmares, dacă vă vine să credeți. Acel palmares trunchiat în trei. Da, este ceva ireal, e ceva șocant. Tocmai, ia uitați, votez SOS, zice cineva de la Praga. Și vreau să vă spun că sunt foarte mulți cu Craiova care urmăresc emisiunea. Domnul Adrian Mitelu, nu știu dacă mai este acum alături de noi. Adrian Mitelu se află în fix aceeași situație, consideră FCSB continuatoare și noi considerăm unitatea dumnealui continuatoare. Toți oltenii vă vor fi de partea să dumneavoastră. Să știți că un sfert din mine este oltean, că bunicul meu e născut în Drăgășani. Deci suntem pe aceeași linie toți aici. Soțul meu e din Vâlcea, așa că... Mă bucur că ați spus câteva lucruri senzaționale. Sifonare de bani, dublură, statul, dar îi puteți spune cu botul pe labe. Sunteți singura persoană pe care eu am găsit de cuvință să o abordez pentru v-am spus. E de luptă, să știți, va fi de luptă, dar cred că aici știți cum e. Dacă în pandemie am fost puțin care am reușit să ieșim în stradă, cred că atunci când e vorba de ce FCSB, cred că va ieși o Românie întreagă. Iar presiunea respectivă, cred că își va pune amprenta. Trebuie doar să existe o luptă onestă. Și vă spun un singur lucru, v-am zis de la telefon când ne-am auzit. Domnul Safta, dacă eu fac pasul ăsta, eu nu-l fac pentru voturi. Dacă să știți, dacă nu vedeam, că de-aia am stat să ascult foarte atentă, dacă nu vedeam o chestie onestă, nu mă băgam. Eu nu mă bag în chestii care nu și-au rostul. Dar FCSB, iertați-mă, Steaua, eu am trăit acele momente, sunt o microbistă, vă spun, nu mă mai uit la televizor să nu mă enervez, pentru că mă scoate din sărite să văd inechitățile din fotbalul românesc. Și când mă uit la fotbalul din alte țări, mă apucă nervii. Unde sunt românii noștri? Îmi pare rău de ceea ce a pățit băiatul dumneavoastră și băiatul meu. L-am luat de la fotbal. Eu l-am luat de la fotbalul pe care eu l-am practicat până la nivelul Ligii a doua din cauza bullying-ului făcut de antrenori și de cei din jurul lui. Cunosc un caz la voluntari fix ca la dumneavoastră. A zis conducătorul clubului Bălănescu,
decât să-l bag pe ăsta, mai bine plec eu. Decideți, ori eu, ori el. Și un copil născut 2002 de echipă națională. Nu mai vrea să-l vadă, pentru că tatălui i-a spus anumite lucruri. Vă dați seama în ce... Exact 2002 ce e și băiatul meu. Iată, să vă trăiască. Deci 2002, jucător de națională, nu are loc la voluntari pentru că nu vrea conducătorul clubului. Nu a avut voie băiatul doamnei Șoșoacă, pentru că băiatul doamnei Șoșoacă a făcut primarul din mână și n-a mai jucat la Filiaș. Este ceva ce nu știu Dumnezeu cum acceptă toate aceste nedreptăți. E dureros, să știți, și mai ales e dureros când vin acasă și băiatul meu se uită la mine și îmi spune renunță și întoarce-te unde ai fost pentru că ne era mult mai bine. Da, ne era mult mai bine din toate punctele de vedere. Da, sunt convins că nu puteți dormi lăsând deoparte, știu. De aceea v-am abordat, știu. Și noi de 4 ani când ne-a spus Laura, cred că mi-am rupt demisia de zeci de ori, credeți-mă. Mă duceam în Parlament și mă întâlneam cu oameni care mă așteptau plângând la intrarea în Senat. Și când îi auzeam, sunteți ultima speranță, sau exact atunci mă sunau tot felul de oameni și plângeau și zic, Doamne, păi dacă eu fac vreo tâmpenie, zic, oamenii ăștia cui rămân? Există oameni care, cum să zic, cărora le-am redat o speranță. Și exact. Nu vreau, deci credeți-mă, chiar dacă situația este aproape imposibilă, este groaznică, niciodată nu o să mă vedeți că o să spun că nu există o posibilitate de a scăpa. Imposibil. Deci eu am fost învățată în clubul domnului profesor Florian Colceag, am fost olimpică la mate și noi am fost învățați acolo. Eram o mână de oameni foarte buni la matematică, pe copii, care am fost învățați că nu poți să spui că nu există o soluție de rezolvare. Da, corect. Și trebuia să găsești și încă o soluție în plus. Dacă îți spunea găsește 3 soluții de rezolvare, tu trebuia să ai ambiție să o găsești pe a patra. Până la capăt, oriunde ar fi acest capăt, Doamne, zice Florine, nu? Până la capătul lor, până la sfârșitul lor. Și diaspora vă susține, mă duc și stau la poartă la CAS, cu sediul 100 de kilometri de mine. Altcineva, Doamnă, vă mulțumesc pentru implicare, decizia e la mine, se referă la vot. Dacă ne recuperați Steaua, aveți votul familiei mele, 6 persoane. Sunt 43% suporteri FCSB, despre ce vorbim, a mai zis cineva. Doamne. Pot vota la alegeri pentru a doua oară și o fac de data asta cu SOS. Eu oricum o secundă, eu nu o fac pentru vot. Atenție ce vă spun. Da. Deci n-am făcut în viața mea niciun caz pentru vot. Nu, mărturisesc că am stat de vorbă cu doamna Șoșoacă 40 de minute și am fost onorat pentru dialogul pe care l-am purtat și mi-a spus de câteva ori nu o fac pentru vot. Nu, una e una, alta e alta. Deci să precizăm asta, să nu creadă cineva se bagă și o șoacă în povestea asta ca simțit. Nu. Vrea ceea ce a făcut în sute de alte cazuri, vrea să facă și acum. Eu am insistat și am reușit și mulțumesc că am conversat până la urmă, am dialogat. Am găsit în Diana Șoșoacă pentru că eu o spun mereu. Da, Simion, prieten, nu știu ce, exact cum a zis doamna Diana Șoșoacă. După 30 și ceva de ani, oamenii vor o speranță pe care 30 și ceva de ani au așteptat-o. Ei bine, Diana Șoșoacă pentru mine este o speranță acum, cum și alții au spus același lucru pe unde o întâlneau. Și prefer Diana Șoșoacă să țipe, să urle, să dea cu ei de pământ, să dea cu ei de masă, să dea cu capul de masă, că iau banii degeaba, decât unul care se îmbracă la costum, elegant, la... Și pentru cei care mă acuză că țip, vreau să-i întreb așa. Când se duc pe stadion, de ce tac? De ce nu tac? Da. Doamna senator, dar noi vă înțelegem. Trebuie să înțelegeți un lucru acolo. Deci în fiecare parlament din lumea asta, dacă o să le urmăriți lucrările, o să vedeți că nu numai că se ceartă, se iau și la bătaie, se scuipă, își aruncă cu sticle în cap, ce e acolo e ca la bine. Sper să nu îndrăznească să dea cineva în mine, că s-ar putea să vedeți un meci de box cum n-ați mai văzut de vreo 40 de ani încoace. Eu am bun simț, nu dau cum dau ei, nu îi înjur cum mă înjură ei și așa mai departe. Dar să știți că este un război de gherilă, suntem într-un război.
într-un război totul este permis. Gândiți-vă că sunt singurul om de acolo care le ține piept. Gândiți-vă că le descoperi toate prostiile și gândiți-vă ce presiune e. Acolo nu te poți comporta. Atenție, e un proverb japonez cu samurai, te comporți după codul samurailor. Corect. Da. Cu mitocanii te comporți cu un, exact precum un mitocan ca să te poată înțelege. Și dacă noi, ați... cu aceeași monedă. Deci n-ai cum. Uitați-vă cum ei nu pot să înțeleagă un alt fel de comportament. Și iertați-mă, scrobiți la patru ace în costume de 4-5 mii de euro, cu pantofi de 2-3 mii de euro, cu ceasuri de 10 de mii de euro la mână, arborând un zâmbet extrem de elegant, vorbind vorbe de neînțeles, că ei toturuie vorbe după vorbe, doar așa, știți că asta e politica, să vorbești în continuu fără să spui nimic. Da, păi, exact. Dar nu pierd timpul, mă duc la mine la cabinetul de avocat și îmi fac treaba, nu stau să mă gândesc cum să mint oamenii. Da? Așa v-au vândut, așa v-au nenorocit și Steaua, așa au nenorocit toată industria, nu mai avem nimic. Pe bune? Niște mincinoși, niște ticăloși care ne râd în deci față. Deci pe ăștia, credeți-mă, mie îmi pare rău că mai am acea urmă de civilizație și nu-i pocnesc. Dar ar merita să fie călcați în picioare, bătuți până să-și dea obștescul sfârșit. Pentru cât pentru câți morți au făcut ei măcar în pandemie și în ce hal i-au aruncat. Și gândiți-vă că eu am fost unul din, cred că sunt singur om care a făcut chestia asta împreună cu mulți preoți. Gândiți-vă câte corpuri am scos din sacii negri de plastic, să-i scoatem de acolo, să-i îmbrăcăm, să-i punem în coșciuge și să facem înmormântări cu tot neamul și să vedeți bătăi cu jandarmii și cu polițiștii. Eu știu prin ce am trecut anul ăla. Despre care ei acum vorbesc, acum după atâția ani, după 2 ani, îi spun: domne, ce s-a întâmplat? Păi tu nu știi, nemernicule, ce s-a întâmplat? Știai, dar ți-ai luat banii, să taci. Ce ți-a ordonat OMS-ul? OMS-ul prin ăsta, prin Arafat. A fost genocid, efectiv, și ei trebuie să plătească, absolut toți, inclusiv televiziunile care au manipulat într-un hal fără de hal. Deci, vreau să vă spun că am și rude tinere care s-au vaccinat și acum se uită la mine: dar de unde ai știut? Bă, nu asta era întrebarea. Tu ai avut încredere într-un ser, deși eu ți-am arătat acte că nu e ok serul. Și vreau să vă spun, să vedeți copil, pentru mine un copil la 30 de ani care face cancer de gât sau cancer de sinus și sunt operați de tumori care ajung la creier la 30 de ani, sau fată care nu mai face copii pentru că i-a afectat tot sistemul reproducător? Despre ce vorbim? Iar referitor la ce spuneați că vă luați cu ei de gât, mă întrebam... Mi-am pierdut mama acum un an și jumătate. Nu mai e mult. Mi-am pierdut mama acum un an și jumătate și am fost la ea la apartament și am realizat când îmi spunea aia: mamă, eu mor de frig în casa asta. Lasă-mă, mai pune și tu, nu știi cum spunea Ceaușescu, mai pui o geacă pe tine. Și când am văzut ce frig era în apartament și am văzut că am 627 de plătit, mă gândeam: bă, dar tare prost suntem noi că nu ieșim pe stradă. Mă, pentru ce? Stau în frig și mai dau și 600 de lei? Păi suntem proști noi românii, că nu ieșim la asociație, să ne ducem pe stradă, să stăm acolo cum uitați-vă, stau sânii. Uitați-vă la francezi, îi iubesc pe francezi. Deci îmi spunea cineva: cum poți tu, avocat și senator, să-i feliciți pe francezi și să știți că voi pregăti un mic speech în limba franceză, eu vorbesc limba franceză, pe care îl voi transmite în calitate de senator francezilor. Îi felicit că au distrus să distrugă. Este bunul lor, este statul lor, este revoluția lor și așa ar trebui să ia exemplu fiecare popor din lumea asta umilit, care nu mai are nicio șansă. Bravo francezilor, asta este exemplu de urmat. Așa este. Să le distrugă mașinile de poliție, să le dea foc la clădiri, să tot. Este dreptul lor, pentru că
Atenție, exact ce v-am spus într-una din declarațiile mele politice. Suntem în legitimă apărare. Și e singura cale să-ți faci dreptate, dacă altfel nu se poate. Nu se mai poate, dar nu vedeți cum ne-au nenorocit, pe bune? Închei cu câteva mesaje. Se pare că doamna senator Șoșoacă are bărbăția mai mare decât are toată armata la un loc. Da, SOS mai spune cineva. Sfârșitul CSA e aproape. Ion Dan Mânzu a trimis și vă respect, vă stimez, ne vrem țara înapoi, vrem să ne întoarcem acasă. El trăiește în Anglia, din nefericire. Trei sferturi din familia mea e plecată, pe unii nu i-am văzut de 25 de ani. Noi nu vă votăm strict pentru acest proces, vă votăm pentru forma de respect pe care ați oferit-o poporului român, zice FCSB este Steaua. SOS Steaua, zice cineva. Ați luat-o razna, nu mai puneți botul la promisiuni unor politice, mai ales a unor astfel de personaje nocive. Du-te la ambasada Rusiei, lasă-ne cu mizeria asta. Este cineva care n-a înțeles. Apropo, săptămâna viitoare chiar o să mă duc la ambasada Rusiei, că am o invitație. Și dacă vrei te și invit cu mine, îți fac intrarea să vezi ce mișto e când îl vezi pe Nicolae Titulescu la intrarea în ambasada Rusiei. Nicolae Titulescu, care este interzis în facultățile din România. Asta ca să înțelegi cam cât te poate duce inteligența. Da, da. Și o să mă duc la ambasada Rusiei și o să mă duc și în Rusia, pentru că va trebui să-ți salvezi ție fundul, să nu ți-l împuște un american, un ucrainean sau un rus. Cineva îmi spune să am grijă că sunt interzise și pe YouTube astea cu OMS-ul. Să interzic, că facem alt canal, stai liniștit. Nu-i pe YouTube e mi-au... Nu pot închide ei atâtea canale cât te deschidem noi. Da? Din cauza aia? Deci nu, dacă scriu numele Diana Iovanovici Șoșoacă, Diana Șoșoacă, Diana Iovanovici, am încercat toate combinațiile de nume, instantaneu mi se șterge contul. Și m-au anunțat că îmi vor șterge și contul Google. Știți cum e? Nu pot închide ei canale câte putem deschide noi. Mie gura nu o să închidă niciodată. Eu merg din om în om, din casă în casă, din stradă în stradă. Și ca să îndeplinesc dorința domnului respectiv, o să mă duc și eu pentru prima dată în viața mea în Rusia să văd cum e. Și îți fac live de acolo, să știi, ca să vezi și tu, nu de alta, dar nu-i n-am mișto să mor prost. Da. 10 secunde, numai 10 secunde atât. Bogdan Hălăucă din Luton, din Anglia. Te rog, Bogdan, doar 10 secunde. Bună seara, da. Uite, vreau să încep să spun doamnei Șoșoacă că n-am votat niciodată nimica până la vârsta de 30 și aproape 6 de ani și nici nu cred că voi vota. E bine. Pentru că am fost alungat din țară. Așa consider eu. Nu v-am alungat eu. Nu dumneavoastră, sistemul. Sistemul, cum? Dar sistemul e întreținut de noi toți și mai ales de boicot vot. Categoric. Da. Dar totodată toate lucrurile astea care le-ați vorbit mai devreme și le vorbim, să nu creadă sistemul că noi suntem proști. Atâtea milioane de suporteri care continuăm să iubim echipa asta necondiționat și împotriva toate deciziile care s-au luat în instanțe, să nu creadă lumea că noi suntem toți proști. Dacă nu votăm, nu suntem de acord cu tot ce votează ei. Înseamnă că undeva noi suporterii, oamenii de rând care nu ne putem exprima, nu avem dreptate. Nu vom renunța să încetăm a iubi echipa asta. O vom iubi indiferent de cum se va numi și de unde ne vor alunga. Și dacă va dispărea prin implicarea dumneavoastră? Nu va dispărea. Vă garantez eu că nu va dispărea. Eu vă întreb, pentru că au dispărut multe în țara asta. Bogdan, îți asumi un risc. Are dreptate doamna Șoșoacă. În primul rând, gândește-te că au murit oameni în 89. Gabi, mi-asum, păi, tocmai asta, acolo vreau să ajung. Am zis că voi vota în ziua în care cineva îmi va demonstra că va merita acel vot al meu. Pentru că nu. De exemplu, de acest demers onest. Aș vrea să nu mai am încredere. Am încredere că suntem milioanele de suporteri care iubim echipa asta. Suntem pe drumul cel bun și nu am încredere că este un om capabil să ne reprezinte. Vreau să văd oameni capabili, oameni din vârful societății care face ceva în privința asta. Se fac fel și fel de anchete, dar nu se vorbește. Nu se vorbește că soldații s-au hainele rupte în fund.
Nu se vorbește că soldații au armament învechit de 30 de ani. Ba nu vorbește da, nimeni. Se vorbește, dar nu ascultați. Se vorbește, doamna Șoșoacă. Ascult, care am, făcut ascult de am ascultat, da, am ascultat, mă scuzați, m-am exprimat greșit. Nu se face nimic, că de vorbit se vorbește. Știu ce se vorbește, dar nu se face nimic. Dar se dau salarii imense la un club care vrea să ne ia amintirile. Eu totuși fac și m-aș fi așteptat de la bărbat să acționeze, nu să vorbească. Asta înseamnă să fii bărbat. Păi și dacă doamna Șoșoacă oprește mașinăria de spălat bani a statului, nu-ți demonstrează? Te întreabă Daniel. Ba da, asta vreau să văd fapte, nu vorbe. Vreau să văd fapte. Eu personal am făcut la fapte, eu nu vreau să demonstrez nimic, stimate domn. Eu fac nu, datoria. Nu vorbesc de... N-am ce să demonstrez. Nu trebuie să-mi demonstrați mie ceva personal. Nici nu vreau să demonstrez. Eu de 28 de ani de zile mi-am făcut datoria ca avocat și slavă Domnului am ajutat oameni cât n-au ajutat instituțiile statului, credeți-mă. Și asta nu mă interesează. Foarte bine, vă felicit pentru asta. Mă interesează să știe Dumnezeu atunci când voi pleca pe lumea cealaltă, când mi se va măsura vorba și fapta, atunci să știe Dumnezeu ce-mi va da. Este singurul lucru care mă interesează, eu și Dumnezeu. Așa mulțumesc, Bogdan. Să ne oprim. Vreau să mai spun încă câteva cuvinte, doamne Șoșoacă, că acest club nou înființat în 2017 vrea să ne ia amintirile de acum 15, 20, 30 de ani și chiar mai mult. Nu se poate ca o persoană născută astăzi să spună că a făcut ce am făcut eu în trecut. E imposibil. Da, s-a sesizat perfect, doamna Șoșoacă. Da, asta am observat și eu, da. Da. Mulțumesc, doamna Șoșoacă, vă mulțumesc mult. Gabi, te rog o secundă. Nu închide corect, fără corect, să-i adresez doamnei senator o... Vă rog. Scuze, da. Doamna senator, una e una, două e două. Românii sunt o masă de oameni așa mai ușor de manipulat, mai ușor de dus cu vorba. Aveți cumva dreptate că bărbăție mai subțire la noi în ultimele decenii. Doamna senator, v-ați adresat din întâmplare unui canal și vă apreciem din suflet pentru lucrul ăsta, unui canal care până dimineața va avea câteva mii de vizualizări, unui canal care se va răstogoli pe TikTok în diasporă de câteva zeci, sute de mii de ori. Habar n-am unde se vede emisiunea în momentul ăsta. Vă spun eu, păi tocmai... Nu știu unde sunt. Tocmai de asta vă spun eu, doamna senator. Ați vorbit mai devreme cu un domn mustață care are o voce care se adresează câtorva zeci de mii de oameni. Știu cine e domnul mustață, să știți chiar dacă sunt femeie. Da, sunt conștientă. Ați zis că sunteți suporteri și... A spus că îmi place și mă uit, dar nu mă uit prea mult că mă apucă nervii și mie că sparg vreo cană dacă mai vă văd în piept. Deci sunteți ultras, nu suporter. Aoleo, eu sunt foarte nevricoasă. Da, eu sunt mai mult așa pe latura sârboaică, așa știți. PCH, am înțeles. PCH, gata. Am identificat-o. Nu e de tribună. E de peluză, nu e de-a noastră, nu e de tribună. Nu mă duc la tribună. Așa mi-a zis și bărbata mea, pe tine nu te duc la tribună. Doamna senator, una e una, două e două. Dacă dumneavoastră nu faceți chestia asta pentru voturi, e o pasiune a vieții mele, sunt cazurile juridice și mai ales acolo am unde e nesefate. Toată viața și puteți să vă interesați să vedeți. Noi suntem în stare să achiesăm unei idei, unei culturi, unei mod de a gândi și suntem foarte mulți, doamnă. Toamna știți că se numără bobocii, ca să nu spun altfel. Nu, este o nedreptate pentru că totuși Steaua Nouă ne-a adus, deci mi-aduc aminte, poate, nu știu, poate unii nu au fost, nu conștientizează, sunt mai tineri și nu conștientizează ce a fost în comunism. În acel întuneric a existat o lumină. Și credeți-mă, eu așa am văzut-o în 86, mi-aduc și acum aminte, stăteam cu taică-miu pe canapea în sufragerie și nu-mi venea să cred ce am văzut. L-am întâlnit odată pe Duc Adam și fără să-i zic nimic, i-am sărit în brațe, l-am pupat, l-am îmbrățișat, nici nu știa omul cine sunt eu, mult mai de mult. Am iubit momentele alea.
Am fost atât de mândră că sunt româncă și să știți că, uite, ca să știți, mă uit cât de nervos este Hagi și este normal să fie nervos. Îl ador pe omul ăsta pentru adevărurile pe care le spune, pentru curajul de a face observații atât de dure, de tranșante, și are dreptate și m-a scos din sărite acea mizerie de presă care l-a înjosit, l-a umilit cum mi-au făcut și mie. Și credeți-mă că atunci când cred că ultimul lui discurs în care i-a certat pe ziariști, l-am pus eu pe paginile mele și numai la mine pe pagina a făcut 3,5 milioane de vizualizări. Cel cu statuile. Da. Deci, da. Credeți-mă, da, așa e, ar trebui să le facem statui, da, efectiv, au fost lumina noastră, au fost raza noastră de bucurie. Ăsta este adevărul. Aveai pe partea asta microbistă, îi aveai pe ei, și pe parte de artă aveai actorii care, asta este, cred că a mai rămas Florin Piersic în viață acolo și Rebenjuc, în rest s-au cam dus toți, da? Deci asta aveam. Credeți-mă, și ne-au umplut inimile de bucurie, ne-au făcut mândri că suntem români. Eu asta simțeam și toată familia mea și prietenii mei eram mândri. Băi, frate, le-am tras-o ălora. Exact, noi românii noștri, da. Hagi are nevoie de sprijinul politicului, din ce se exprimă mereu, și e atât de simplu să fie ajutat sportul, doamna Șoșoacă, ceva incredibil. Nu vor, dar nu vor, dar uitați-vă că am luat de nenumărate ori atitudine în plen. Am avut și inițiative pe spor, pe ajutorarea tinerilor, pe strâmbă din nas toți. Eu zici că e posibil să desințezi tu Ministerul Sportului, să-l faci agenție? M-a scus din sărite chestia asta. Cum e, păi, că noi nu mai avem nici sport? Dar bine că avem la cultură pe Țurcana și Bălana, pe bune. Okay. Și ai, lasă-mă, asta, pace, asta este ca în filme cu proști. Deci la cultură să ai un om care nu vorbește românește și nu știe cine e Eminescu. La agricultură să ai pe unul care nu știe ce să ia cartofi. La sport l-am avut pe unul care nu a reușit să fie profesor de sport, pentru că a căzut la examenul pe care l-a dat ca profesor, să intre profesor, nota 2, dar l-au pus ministru al sportului. Dar vi se pare la justiție să ai o femeie care spune în urmă cu 2 ani în plenul reunit al camerelor Parlamentului că da, principiul important al Uniunii Europene este să ne cedăm suveranitatea și da, România și-a cedat suveranitatea? Asta reprezintă Ministerul Justiției? Vă trimit eu discursul ei, vă trimit eu, este mizerabil, ca și Predoiu. Și vorba a apărut Băsescu, care a spus da, ne-am cedat suveranitatea, dar mă scuzați, apropo de stadion, dar a lumătă suveranitatea ca să o predai tu? Iar la Ministerul Sănătății e unul care a fost acuzat pentru moartea unor bebeluși la nu știu ce spital prin Moldova și el este al treilea om în Ministerul Sănătății. Deci nu știu cum îi pune numai pe aia care nu trebuie. Este pentru incredibil. Pentru că trebuie să fie șantajabil domnul Safta. M-am gândit la asta. M-am gândit. Să iai la mână cu să facă treburile, cum a fost în pandemie. Da, stăm de vorbă și mulțumim omului Rusiei pentru că a stat de vorbă cu noi. Asta să-i răspund acelui om care trăiește degeaba. Și sunt mândru că pentru că am stat de vorbă cu omul Moscovei în această seară. Da? Auziți, cred că pe un foarte scurt timp o să se roage toți de Moscova să nu-i, să nu-i trimită în armată să puște. Da. Eu vă mulțumesc tare mult, apreciez din toată vedeți inima. Că mai sunt câțiva care sunt supărați că nu vedeți mesajele, cel puțin ce văd eu aici un pic pe... Da, sunt multe mesaje, da. Da, noi am întrebat numele tuturor ceea ce am discutat cu dumneavoastră, dar sunt foarte multe. Nu, că nu vreau să se dezaboneze, domnul Stelis, nu fiți supărat că e păcat. A, zici cineva că se dezabonează? Nu-i problemă. Da. Doamna senator, vindecați-i de rana asta, că la toamnă avem noi grijă, vă promitem, suntem mulți aici.
Auziți, până la toamnă mă rolesc și eu în armată și mergem să apărăm România. Pe mine m-au acuzat chiar acum, zice cineva, Gabi, israelianul, prieten cu rușii, am mai spus eu. Pe mine m-au acuzat că sunt evreu și că datorită comunității evreiești sunt jurnalist de 34 de ani, că m-au sprijinit ei. Deci lumea e plină de nebuni. Auziți, dar lăsați, adică dumneavoastră sunteți evreu și eu am 3 dosare de antisemită. Cum naiba ne-am adunat toți aici? Și vă și înțelegeți. Da. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să-l salutați pe băiatul dumneavoastră, pe soțul dumneavoastră stelist și o să țin minte la meciul de titlu, pentru că bănuiesc că numai Dumnezeu ne mai poate lua acest titlu, e al nostru. Eu am să vă sun să-l invit pe soțul dumneavoastră să mergem împreună la meciul de titlu. Deci pe mine nu m-ai invitat să vin la meciul respectiv. Da, împreună toată familia, împreună toată okay. familia. Da. Mulțumesc. Mulțumesc mult de tot. Scuze față de cei care doreau să mai intre. E târziu, e 2 noapte. Mulțumesc tare mult, doamna Șoșoacă. Deodată acum încep să studiez niște legi, așa că nu-i nicio problemă. La fel, mă apuc de muncă până la 5. Vă mulțumesc, să aveți o noapte liniștită. Doamne ajută, mulțumesc. Să arăt mâinile și cu mult.